Vreau ca în următoarea perioadă, cel puțin după 27 septembrie, la Dorohoi să existe într-adevăr o activitate sportivă cu un caracter permanent. Astăzi, la ora aceasta, ar trebui să audă în spatele acestor porți închise glasuri de copii, de oameni care țin la sănătatea lor. Vreau ca în următoarea perioadă, cel puțin după 27 septembrie, la Dorohoi să existe într-adevăr o activitate sportivă cu un caracter permanent. Sperăm ca în următoarea perioadă să putem renaște acest spirit sportiv la Dorohoi, să putem înființa din nou o echipă de fotbal. Eu, fiind sportiv de performanță, vă dați seama că tot timpul voi sprijini activitățile sportive la municipiul Dorohoi. Adică era acea echipă de fotbal care chiar mă interesează și vreau să pun bazele unei echipe de fotbal la Dorohoi, pentru că era o echipă cu tradiție. Și aș vrea să redeschid din nou porțile stadionului pentru a putea să creăm o echipă susținută de primărie, susținută de mediul economic, dacă se poate. Toți fugim după ceva, toți avem activități diverse, în diferite locuri, dar totuși ar trebui să petrecem un timp de calitate făcând sport și cultură. Cred că e o chestie normală și de bun simț.